Momentul așteptat în fiecare sfârșit de noiembrie, zilele Colegiului Național Petru Rareș, a fost acum unul încărcat de mare emoție. Activitățile pregătite pentru cea de-a 152-a aniversare au inclus pentru ziua de vineri, 26 noiembrie, lansarea volumului scris de foștii profesori Irina Hirțe și Gheorghe Dumitreasa. Profesorii ai Colegiului Național Petru Rareș, Muncă, Succese, Performanțe, este publicat într-o primă ediție de lux și de colecție, de doar 200 de exemplare. O contribuție importantă a avut-o actuala conducere, profesorii Dan Oniciuc și Claudia Jura, dar nu numai. În cancelaria colegiului s-au reunit câțiva din foștii și actualii profesori. După un scurt discurs susținut de directorul Dan Oniciuc, au urmat prezentările autorilor volumului. Câteva exemplare au fost oferite pe loc cu dedicații semnate de profesorii Gheorghe Dumitreasa și Irina Hirțe. Sărbătoarea Rareșului nu se putea încheia altfel decât cu servirea tortului având imaginea coperții volumului și realizat după o rețetă a dragăi Olteanu Matei, după cum a anunțat profesoara Irina Hirțe, cea care a îndulcit audiența. O discuție cu doamna director Hirțe, care a venit la noi să ne spună că împreună cu Dumii, și am voie să-i spun Dumii, am acest... Am convenit să ne punem pe nume nimic. Așa. Vor să scrie o carte despre Rareș. Evident că se pot scrie foarte multe lucruri despre Rareș, era și după 150 de ani. Am zis da. A fost o muncă care a presupus aportul, ajutorul foarte multor colegi, pentru că s-a căutat în arhive, s-au găsit documente, s-au dat telefoane, s-au recuperat tot felul de date care, de-a lungul timpului, cumva au rămas doar în amintirea, să spunem, colectivă, dar nu în documente. Cartea aceasta este o carte de amintiri. Cartea aceasta este o carte care, din punctul meu de vedere, este o carte scrisă cumva din alte timpuri. Este o carte care crânează o atmosferă din cancelarea Rareșului de odinioară, cu personaje ale vieții publice și intelectuale atât din Piatra Neamț cât și din țară, cu lucruri care au putut fi spuse și bănuiesc că multe altele care nu au putut fi spuse, și o consider o lucrare care pentru fiecare dintre noi în serile lungi de iarnă ne-ar putea ajuta să ne dăm seama în ce loc suntem, cine au fost înaintea noastră aici în școală, ce lucruri s-au întâmplat și în alte vremuri. În primul rând mă bucur foarte mult că suntem împreună. Și mă bucur pentru faptul că am reușit să mă pot încă bucura, să pot încă să privesc lucrurile într-o perspectivă de bucurie, de antren, de atmosferă tipic Rareșului. Și într-adevăr, am avut marea plăcere și am făcut, dar cu pași încet și moderați, o descoperire pe care inițial n-am vrut să o cred. Prietenii care mi-au rămas de-a lungul timpului lângă mine și îmi spuneau, zice, ai să vezi că ai să reușești să găsești la Rareș, că ai să reușești să faci. Și vă spun sincer că am fost foarte circumspectă și nu mi-am făcut speranțe prea mari, până când, prin forța lucrurilor, a trebuit să stau mai mult și mai mult. Vă spun acum finalul. O vedeți pe această doamnă, să-i spunem așa, că vine în fiecare dimineață, săptămâna asta, la 8:05 aici, intră în laboratorul de astronomie, lucrează non-stop până pe la vreo 3, pentru că pregătește surpriza 2, așa,
și se îmbibă din nou de minunile care le văd. Singurul director care a făcut ceva pentru mine și un elev care a luat aur la internațională în Canada este doamna Hirții. A făcut aici o mică recepție când a venit inspectorul general Lăcătușu și a dat câte 5 milioane de lei vechi elevului mie și școlii. Încolo nici un director nu mi-a sunat măcar o dată mâna. Poate și când s-a făcut cartea pentru 150 de ani liceului, despre mine singura doamnă care a scris, doamna Drexler, că bunica mea m-a crescut. Și am considerat că n-am de ce vine dacă atât a fost aportul meu în liceu. Deci pentru asta n-am venit, așa că vă cer scuză. Deci, cum am acceptat să particip la această carte? Inițiativa a fost a lui doamna Hirții. Și am să vă spun de ce am acceptat până la urmă. Caracteristic pentru acest liceu în perioada de 100-150 de ani au fost kilogramele de premii luate la fizică, matematică, chimie și mai mult decât atât de astronomie. Îl felicit pe directorul Niciuc că a avut această inițiativă. A adus aici și Olimpiada Internațională, nu? Felicitări! Eu n-am putut face treaba asta. Citind în cartea de 150 de ani despre profesorul Avadane, atât s-a scris despre el. Că nu vrea să iei copii pregătiți și făcea scurți pe șahlău. Spui drept că asta m-a determinat chiar să scriu mai departe. Fiindcă Avadane a fost șef de filială de matematică, a scris două cărți cu Borș, a obținut o revistă, să scriem noi aici o revistă la matematică serie A, a ținut un referat la o conferință de geometrie pe țară adus aici și altele. Iar despre Zenon Bizi, care mi-a fost fetin foarte bun, a arătat în carte ce cum a fost el judecat la o ședință UTC cu opus note rele unui șef.